fost invitație în ședința ordinară de astăzi, 29.08.2018. Următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate cu număr cadastral 62927, inițiator primar Costă Șodache. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației pentru concesionarea terenului în suprafață de 423 m², parte din domeniul privat al Comunei Mogra, județul Bacău, teren situat în intravenanța Mogra, între vii numărul 202, Comuna Mogra, județul Bacău. Inițiator primar Costă Șodache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție în mod gratuit a spațiului pentru desfășurarea programului școală după școală, program desfășurat în incinta școlii din anul 3, din se va inițiator, primar Costă Șodache. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Mogra, județul Bacău, care a acționat la SC Compania Regională de Apă, Bacău S.A. Inițiator, primar Costă Șodache. Înainte de a aproba ordinea de zi, avem un proiect de hotărâre suplimentar. Aș dori să supun aprobarea dumneavoastră un proiect de hotărâre de rectificare. Să introducem pe ordinea zi. Da. Da. Suplimentar pe ordinea zi, este vorba de 27.000 lei care au venit în situații de urgență prin hotărârea de guvern specifică acolo. Nu facem nicio altă rectificare, adică introducem un buget suma respectivă care a venit în ceva vreme, dar nu am mai extraordinar, am lăsat-o pentru ședința de astăzi. Deci am primit la foarte favorabil de la toate comisiile pentru toate proiectele de hotărâre, mai puțin comisia am mulțumit pentru... Dacă sunteți de acord să le introducem pe ordinea de zi. Cine este pentru? Doamne. Unanimitate, da? Da. Cu toată ordinea plusului. Da. Nu, pentru introducere. A, pentru introducere. Înainte de a aproba ordinea de zi, aș ruga să votăm. Întâi ordinea și da, să începem cu ordinea de zi. Da, supun votul în ordinea de zi. Cine este pentru? S-a primit cineva? Avem două procese verbale, unul amânat de pe 28.06.2017. O să pun către aprobare, cine este pentru, cu modificările, da? Aveți să vă spun. Nu, ăsta a putut să pun. L-ați amânat. 28.06.2018. Care s-au amânat din motivul de... Spune, domnul. Doamna, nu era bine atunci când aveam neapărat și registram toate ședințele, că suntați foarte mulți scriați. Nu este nici acum bine când stăm 3 ore și se rezumă toată discuția la 3 hârtii. Vreau să mă leg numai din ce am zis eu, de exemplu, legat de proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluării de către un expert evaluator autorizat, dar acum din magazinarea apei din zonă. Pagina 2. Eu am zis că cine citește, cine am zis eu acolo, zice că o masă ori nebun, nu știți să vorbeați pe românești. Mai bine să zic că nu e bun, când am vorbit, nu știu să vorbesc. Am zis că e mai oportun să cumpărăm bombele de la blocul, de la Colina, decât să cumpărăm lucruri ce era vorba de, scrie aici puț, era vorba de bazin. Respectiv. Deci, nu aveți... Și după aceea că ei vor pune presiune la apă. Nu cred că nu am... Este ruptă în context. E cine e pune vor pune presiune la apă. Deci, ce de unde se înțeapă? Deci, vă rog să... Mai ascultați-vă o dată în stare să vă mai da. Eu
ce am zis, este mai oportun să cumpărăm cu un prieten pentru că cracul, oricum ea apă și nu mai avem nevoie de magazin de iadă. Asta a fost. Asta? Supun la aprobare colegilor ăsta procesul verbal din data de 28.06.2018 cu modificări. Ce este? Să abține? Domnul Tavar? Abține. Deci 12 pentru și 2 abține. Procesul verbal din ședința ordinară din 30.07.2018. Cine este pentru? Păi stați că sunt discuții aici. Aveți discuții? Nu s-au consemnat și nu se consemnează exact ceea ce se discută. Iar pun și cu virgulă, nu? Trebuie atunci să pun și cu virgulă, e bineînțeles, fac procesele verbale pe interesul unora din primărie și nici de cum în ceea ce vorbesc oamenii în timpul ședinței. Menționez că, în obiectul domnul Pungaciu, el a spus aici că, într-adevăr, problema cu la Ferența acolo, cu ploaie. Eu am spus că pe timpul, eu am fost pe timpul cât s-a făcut asfaltul, iar rigorii s-au continuat pe mandatul celălalt. Iar la răspunsul domnului primar spune că eu am bine că s-a făcut asfaltul și rigorii așa cum s-a făcut, dar nu s-a făcut pe banii sau s-a făcut pe munca făcută de domnul Trăistaru, care s-a implicat, este mulțumit că am făcut. Iar pe partea cealaltă, nu s-au făcut rigolele așa cum trebuie, pentru că era rigolă carosabilă în curbe și nici de cum la, în fața aici la Păstrăș și multe altele, iar eu am consemnat în procesul verbal de recepție că am fost direct cel care am fost invitat și nu am semnat procesul verbal de recepție. Domnul Trăistaru, cum concret ți vreți? Păi nu s-a scris ceea ce era concret. Și mai sunt vreo câteva. Deci nu sunt neapărat. Domnul Trăistaru, sunt da. Deci mai sunt și altele, nu numai asta. Chiar și cu gazul din Sovodol și Crian, în Sovodol. Eu am spus că la gaz trebuia făcut un proiect, dacă s-a făcut pe Sovodol, trebuia și pe Crian, și pe Bălcică. Nu am spus că dacă s-a făcut, trebuie să se facă și pe Bălcică. Eu am spus că trebuia odată să se facă, să nu se cheltuiască bani de două ori, pe studii de fezabilitate și pe alte documente. Scurt, deci nu sunt de acord. Deci vreau ca să menționați exact în procesul ăsta care se va face. Dacă ați vorbit un pic mai rar, domnul Trăistaru, s-ar putea să-și consemna și derulată, vă spun sigur. Dacă era aparatul aici, era și atunci dădeam în spate. Inclusiv asta este complicat. Faceți acuzații, domnul Trăistaru, cu procesul. Deci chiar mă simt vizată și faceți niște acuzații nefondate. Eu fac procesul verbale. Semnez pe procesul verbal, nu ați să spuneți că consemnez în interesul nu știu cui din primărie. Chiar nu este corect ceea ce faceți. Eu consemnez, încerc să scriu cât pot de mult, dar nu să ziceți că fac în interesul nu știu cui din primărie. Deci consemnați ceea ce am vorbit. Da, dar să nu faceți acuzații, care nu trebuie să specificați. În procesul verbal următor. Cum am văzut? Dar pentru că nu sunt noi și acum vreți pentru domnul Trăistaru. Tare și fost curios. Și văzut cum arată asfaltul fără rigor la cea mai detonat. Cu rigora paretată, cum a spus-o dumneavoastră în proiect. Nu știu cum ar fi arătat asfaltul ăsta. Ca o treabă neîncheiată și nedusă până la capăt. Important e că s-a asfaltat și s-a făcut șansă cu asfaltul. Haideți să treci. Haideți să treci la ordinea. Spune domnul. Domnul Trăistaru, vă rog, domnul Trăistaru. Da? Nu. Cine este pentru? Procesul verbal din ședința ordinară de 37. Cine? Spuneți. La ce pagină, vă rog? Ca să fie ușor. Spuneți. Nu văd discuții despre pagini, ca să fie folosit ca ori mai multe intervenții, nu numai. Da. Chiar și așa, să se îmbădărea și mai multe. Mă tare, vă rog. Era vorba cu palnicii, ca să fie folosit ca o tambură la gospodărie. Da, trece în palnicii la gospodărie, nu? Acolo vă referiți, nu? Da. Dar mai sunt și intervenție. O... Da, să le urmă. Da, nu le urmă. Da, nu le urmă. E ok, e ok.
pare rău. Da? Da, la voi la care așa. Da. Nu o pagină, vreau să... Noi am discutat data trecută în ședință despre execuția bugetară. Să ne... Să ne fie prezentat. Da. Nu scrie nicăieri că... Dacă poate n-am văzut, să n-am citit. Ba da. Sau că scrie. Scrie. Sirii spune că Sirii corne propunerea mea,
E ok. Asta nu ai vrut să spun. Da. În condițiile în care îi dăm, Bondul Verde astăzi, să ținem cont de propunerea mea, să-i facem un raport de evaluare. Ok. Da, cineva? Da. Să pun spre aprobare. Cine este pentru? Cine se abține? Domnul Chiamă. Domnul Talan, cum ați votat? Tu dacă nu ați văzut. Abțineți? Doi. La Sfânta Față. Pentru? Pentru. 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 Măgura, județul Bacău, inițiator, primar, costă și prădare. Este vorba de o sală de clasă. Care nu mai funcționa, să înțeleg. Da, nu funcționează, dar așa este procedura, trebuie și prin hotărâri din Consiliu, pusă la dispoziția acestui program, ca zic așa. Sau mai exact, în sala de clasă trebuie să specificate exact unde își desfășoară activitatea. Nu are nicio altă întrebuințare, sau eu știu, nu știu, mulțumesc mult, ați poate să rezultați. Domnul Pitic. Deci, stimați colegi, eu nu fac altceva decât să vă readuc aminte de ce am mai discutat vis-a-vis proiectul de hotărâre cu școală pe școală. Mare atenție la respectarea legii privind acest program, pentru că am discutat la vremea respectivă, sunt anumite condiții impuse de lege, privind prestarea orelor de către cadrele didactice, privind servitul mesii și așa mai departe. În rest, eu sunt de acord. Una dintre condiții este și punerea la dispoziție prin un hotărâre de Consiliu ca la spațiul unui de desfășurat. S-a înțeles. Domnul Talam. Deci, Aguță, sunt foarte multe... Deci, nu poate un profesor să încaseze niște bani ca persoană fizică, nu că este contrară legii. Deci trebuie făcută o chestie juridică, o asociație a părinților, o asociație care să încheie un contract cu Consiliul Local. Privind, noi nu putem să dăm gratis, cum îi dăm gratis? Le pun la dispoziție pentru utilizare, adică activitatea respectivă. De acord, dar trebuie să fie o solicitare din partea Consiliului Local. Este solicitare din partea școlii. Școala, care e școala? E de nu școală, de Deci trebuie o persoană. Persoană. Deci doamna de... Nu bate doamna directoare să facă solicitare. Doamna directoare nu face program școală. Dar niște dăse voie. Dar niște profesori de program de școală. Dar trebuie să fie o ONG ceva de ce? Trebuie asociați o ONG care să vină să facă solicitare. Asta zic. Este foarte binevenită, dar cum a spus domnul Pitic, dacă ne ținem la chestia asta. Domnul Beruș, același lucru l-am discutat în ședința de comisie în urmă cu colegii. Și ideea este în felul următor. Interesul ce a spus domnul Pitic și domnul Talal. Normal, acest proiect este derulat într-o asociație non-guvernamentală și mi se pare impropriu ca noi să discutăm cu nou să-i fac și solicitarea doamna director. E ok, o face doamna director, dar dacă programul desfășoară altcineva, deci spun că asociația respectivă, instituția respectivă, să trimite către Consiliul Local o solicitare în care să ne punem la dispoziție o sală de clasă pentru demararea acestui proiect, care de fapt este foarte bun. Și în raportul de specialitate, și în solicitare, e chiar ok, cuprind niște lucruri importante. Să mai ținem copiii, să ținem aici la școala din comun, să creștem numărul elevilor. Dar cred că așa ar fi corect. Acum, dar... Dar eu cred că este bine să-i dăm o verde. Dacă va fi o asociație, noi avem hotărârea prin care spune că pun spațiul la dispoziție să se folosească pentru programul școală pe școală. Nu va fi un ONG, că va fi de la profesorul școlii de lucru și asta vom vedea. Ca idee, trebuie și pus la dispoziție. Da, stai fără, dar și poate, nu înseamnă cum da. Nu mai am de care și... Gata, domnul. Da, vă mulțumesc. Da. Domnul tău. Deci, ce zic, trebuie să-i dăm în revedere cu mențiunea în care trebuie să spunem cu respectarea... Cu respectarea legii. Deci, adică... Dacă nu o să mai dorește nimeni să-i dăm urmă, cum să spun la vot, cred că dorim urmă de cine este să-i dăm urmă. Dacă
abținem ceva? Tu abținem ceva? Nu, nu, da. Da, cu menționat. Da, am menționat. 4. Proiectul privind aprobarea participării Comuna Mogroș de Țăbacov ca acționar la SC, Compania Regională de Apă Bacău și Sapă. Ți-a tot urmat cu asta așa. Domnul Pitic, să scrie la cuvânt. Stimați colegi, astăzi, la ora 13, am fost invitat în regim de urgență la o ședință de lucru la președintele Consiliului Județean. Sincer, nici n-am avut timp să mă echipez reglamentar, ca să zic așa. Vreau să vă spun, cu mâna pe inimă, că se vorbește de 6 milioane de euro investiții pe apă și văzut cu ochii mei, o ședință la care a participat și președintele președinte, domnul senator Bene, despre el e vorba. Și am fost invitat în calitate de... Membru al consiliului local, în sfârșit. Rugămintea mea să dăm toată atenția acestei probleme și să înțelegem că singura cale de a ajunge din urmă anul 2018 este să ne ținem de acest program. Da. Le-ați luat înainte. Contrar acestui război mediatic la care cu regret vă spun că am văzut că participă și unii colegi de-ai noștri mascați sau nemascați din diverse interpuși, dar, mă rog, vor să fie în ton cu vremurile noastre, dar să știți că cei de la PSD, așa dușmani cum sunt considerați, n-au uitat de mă. Atât, mulțumesc. Domnul Ierus, cu sume de adevărat, se discută de sume mult mai mari față de ceea ce aveam. Da, eu nu știam de patru. Ceea ce aveam noi în discuție, se discută de sume mult mai mari, de abordări de fonduri serioase. Nu pot să nu sunem mari și să nu spun că am bucurat de tot sprijinul toată perioada asta, de tot sprijinul Consiliului Județean, a domnului președinte și a aparatului din subordinea sa, privind cum să vă spunem, da, trecerea peste toate etapele și de sprijin din partea lor ca să putem să intrăm în normalitate, cum așa zic, voi merge și normalitatea mea, acum merge cu normalitate, vom fi acționat la cap și vom beneficia de toate investițiile despre care am vorbit de ceva vreme. Este foarte bine și una dintre condiții este cea de a fi acționat la CRA. Și asta face din proiectul de hotărâre pe care l-am supus astăzi de discuție și aprobării dumneavoastră. De achiziționarea de 10 acțiuni, așa este procedura, așa o procedură toate comunele. Pentru că este prevăzut în statutul adipului că cum să ai și obligatoriu trebuie să fie acționari la CRA, așa cum este. Deci nu la lucrurilor care au sumă la toată acțiunea privind accesarea, să zic așa, sau alocarea la unei sume atât de importante pentru infrastructura apă și canalul cu una. Și celor care nu au fost și acum de acum. Mai ales ceva? Domnul, dați-mi voie să... Eu nu cred că un om normal, locuitor al comunei Mărmăra, dacă vezi, Doamne, nu e în barca puterii sau e în altă barcă decât cea pe care o agrează el, ar putea gândi să meargă, să tragă scorile, să nu fim în 2018. Nu cred că un om sănătos ar putea face așa ceva. Poate că parte din părănitori. Nu cred. Nu poți să înțelegi pe cei care încearcă așa ceva. Deci nu e niciun secret. Noi am fost chemați la multe întâlniri. La Consiliul Județean, la Fidișătorul președinte Bene. Cum să te gândești să nu ajuți? Dar eu nu locuiesc tot aici. Că, ce se întâmplă? Noi în Măgura, așa e, suntem o mare familie. Că dacă mergi de la cartier și până în fundul Creiarului, este imposibil să nu-ți găsești cel puțin 10 rude la 100 de metri pătrați. Cum te întâlnești cu ei la diverse evenimente, cu mormântări, cu metrii, nunți și așa mai departe?
E un nonsens. Chiar și eu am plătit mai mult decât să vă întrebă pe oameni. Oh, e cu poate. Da, nu știu. Despre mine, domnul. Domnul Petru și aveți cuvântul. Da. Și? No. Inițial am avut ceva de spus, dar domnul Chitic mi-a făcut să-mi schimb discursul astăzi. În anul 2018, domnul Chitic, să știți că cu tot respectul pe care l-am față din colegii noștri de alianță, adică Partidul Social Democrat, nu trebuie să luăm ca investiția din Măgura, se datorează Partidul Social Democrat. În anul 2018, oamenii merită și sunt obligatorii aceste utilități. Pentru că este absolut anormal ca în 2018 să plătești 50 de lei pe căruț de apă și tu locuiești la 7 km de oraș. Îți pare o investiție din bun simț pentru comuna noastră. Și sunt de acord. Domnul Radu, eu vă spun în felul următor. Consiliul ăsta s-a zbătut destul de mult ca această investiție să aibă loc. Nu tot Consiliul, domnul. Da, domnul președinte, lăsați-mă, vă rog frumos, să ce am spus până la capăt. Nu v-am întâlnit cu dumneavoastră. Bun. Ideea e în felul următor. E o investiție normală, dar e o investiție în care noi vom beneficia de ea, vedem când vom fi prinși pentru această investiție, că nu cred că mâine, poi mâine, mai durează. Dar la doilea lucru trebuie să un aspect foarte important este, mai mult ca sigur, după cum preconizează și cum sunt discuțiile, din câte am observat apa, va fi tot din comuna Măgura, tot din puțurile proprii. Eu cred că când se va face acel contract cu compania de apă, să avem un preț ca și cum aveam apă, și cum apa o luăm din puțurile noastre, că noi nu putem să plătim apa care aduce apa de la Valea Buzului. Nu putem să plătim tot 7 lei apa cu analizare, că alte costuri și alte cheltuieli sunt în Măgura și alte când pleacă de la apa de la Valea Buzului. Domnul consilier local, cum sunt vii, domnul Preșca. Ei, atunci eu v-am mai spus domnul Chitic că ăsta, într-adevăr, au contat foarte mult, cum spuneți dumneavoastră, dar s-au zbătut, ne-a zbătut și noi colegii consilieri, cu data de portițele și am făcut toate, tot ce o stat de putință ca să ajungem în punctul ăsta. Că degeaba dacă se vroia, dacă nu era consul local care se facă lucrul ăsta. Domnul Chitic. Aveam alt cuvânt, dar acum, sincer, vă spun că nu înțeleg ce vrei să spui. Păi nu, domnul Chitic, din Consiliul Local, ai spus colegi de-ai noștri, care fac un fel de, scriu pe internet, la ce v-ați referit? Fac afirmații? Dar nu v-a spus cu noi, nu-i în față. Eu ce am acum spus, am spus două. Dar domnul Polonel, și foarte bine acum. Nu, dar referit la ceea ce se poartă acum mai nou pe media, pe toate formele astea de socializare, la toate porcările astea și la toate mizerii, care se aruncă chiar la... Oamenii au timp liber, care fac asta. Au timp liber, probabil, la adresa partidurilor politice, nu numai a PSD-ului și a PNL-ului, a tuturor. Pentru că, unii așa au înțeles că e democrația. Putem să aruncăm oricum și oriunde și oricine cu tot felul de mizerii, ca să ieșim în evidență, probabil, nu știu. În primul rând, eu n-am cu politica aici. Am reușit să sprijinim Consiliul Județean, a sprijinit comună, că președintele Consiliului Județean e de la PSD. Asta e! Important e că am ajuns în situația în care putem discuta de investiții majore. Asta e important, nu? Știți ce eu vreau să zic cu domnul Dărășcă? O să puteți să legăm. Face parte din alianță, n-ați specificat. Nu cu asta mă miră, nu știu ce vreau să spun. Consider că la proiectul ăsta văzut mai mult să mai retizează decât să facem ceva pentru comuna. Iar eu fiind ca fost primar am făcut și apa întâlnit fără ca să spună berea, am făcut-o și întâlnit fără ca să spună nimeni, am adus și am făcut canalizarea, tot fără nimeni. Deci, acum noi mergem în pete. Aceste acțiuni se formează. Deci, eu sunt de acord
cu Comuna Măgura, cu oamenii din Măgura, pentru că i-a reprezentat și vreau ca să-i reprezint așa cum m-a lăsat Dumnezeu și să fim sinceri și corect. Acum noi am ajuns într-o bolănică. Asta este părerea mea, în care eu consider că ca să fii participant acolo, nu este un beneficiu al Consiliului Local, având în vedere că Consiliul Local vor deveni cei care investesc în instalațiile, iar beneficiile îi vor avea Consiliul Județean, asta e și strategia Consiliului Județean, ca să-mi ia ca asociați, ca să putem să cheltuim banii comunii pentru întreținerea instalațiilor, iar pe partea cealaltă ei sunt casetă. Eu nu sunt de acord cu asemenea proiecte de hotărâri și referitor la 2015, când a fost aprobat proiectul de apă și canalizare pentru Sohodol și Trian, finanțarea era, pentru că a fost prinși în finanțare, dar a venit că n-am putut ca să intrăm datorită faptului că eram la alt operator decât operatorul regional. Nu asta ar fi fost o piedică, pentru că în legislație există că și orice alt operator care are în exploatare o instalație poate beneficia de fonduri europene. Aici politic s-a oprit la nivel de Bacău, pentru că aici este conjunctura de așa natură, încât politicul și în general PSD-ul este forma care vrea să facă piedici și n-au putut pentru mine, pentru că așa am făcut și drumul, cum au spus că niciodată n-am să fac nimic în Comuna Măgură. Am făcut asfaltul, am făcut și pe bari, am făcut peste tot. Solicit ca această parte pe care normal noi vrem ca să o dăm ca parte de contract sau pentru acțiunile care vor ei ca să le dea exact ca niște nepricepuți, mai bine spus, consider că nu este ceva de netic Comunei Măgura și banii Consiliului Local nu trebuie îndrumați spre întreținerea instalațiilor actuale. Pentru că au primit în concesiune acest spațiu cu... Deci ei au primit cu titlu gratuit. Deci fără să participe la o licitație, fără ca să facă ceea ce normal ar fi fost procedural conform legislației vigoare. Da. Domnul Palau. Aș fi vrut ca în spatele acestui proiect de hotărâre să am încă niște documente. Și mă refer la când ești asociat sau când devii acționar, ar trebui să știi care sunt obligațiile și care sunt drepturile. Unde este doamna secretară? Unde sunt? Deci, ca acționar, am făcut acolo sunt obligațiile. Da? Alea sunt obligațiile, sunt asumate prin... Deci, actul, în momentul în care devii acționar, da? Ca la orice... Bine, ele este SA, nu este SRL. Ai drepturi și obligații prevăzute de legea 31, da? A societăților comerciale. Celelalte despre care se vorbește sunt prevăzute în contractul de delegare a gestiunii. Ăla trebuie să fie și eu. Dar nu este acțiunea care îl avem. Dar sunt un moment. Ăla de delegare a gestiunii, acum vorbim de acționariat. Uitați, acționariatul este... Deci nu sunteți în confuzie. Nu, nu sunt. Tot în avață, în colegi. Eu vă spuneam așa. Cum aveți situația? Drepturile și obligațiile sunt pe legea 31 și pe actul constitutiv. Da? Celelalte relații contractuale se stabilesc... Noi mergem la clar, dar suntem acționari. Ei au acolo obligații... La ce obligații vă referiți? Mai mult vă referiți la ce? Obligațiile acționarele sunt cele prevăzute în actul constitutiv și în legea 31. Altul constitutiv se mai cheamă și un contract de societate. Contract de societate care este un contract de societate. Intri sau ieși pe neportat. Noi vrem să participăm și să deținem acela... Nu, participăm de leon. Înseamnă că suntem de acord cu actul scris dinainte de cei care sunt membri acționari acolo. Cu actul constitutiv, cred că este cu toată. Nu este. Nu este actul constitutiv. Da. Nu se prevede obligații și drepturi din partea acționarilor. Nu poate să vă mulțumesc. Dar în drepturi sau obligații. Singura obligație este să participe cu suma
partea părților. Doi, iar este un, iar este o minciună să spunem, doamne, fără clar nu putem beneficia de ușor. Acum suntem, am făcut, adică, suntem membri, da? Dar puteam să accesăm aceste fonduri, indiferent ce este operatorul regional. De la un operator regional. Deci, putea să fie din Iași, din Constanța, un alt operator regional. Deci, acum dacă toți suntem la CRAM, este problema mea care este acum. Suntem, am dat apă la CRAM, de încasat, încasează altă societate comercială, de plătit, cheltuielile plătim noi. Adică, e un fel de, nu știu, cu colalarea cât casă. Cât casă? Ce asta? Adică noi, noi plătim... De fel de noi nu plătim nimic. Ca să cum să nu plătiți? Domnul viceprimar data trecută a spus că are o investit o grămadă de bani și trebuie să facem ceva cu apă. Este așa, domnul vici? Este vorba de canalizare, despre investiții pe care le-a făcut noi acolo. Trebuie să investim în bombe, trebuie să o aducem la un stadiu de conformare pe care l-a impus Craful. Ca să apune să treacă și trebuie să o aducem să stai. Craful ne-a pus să cumpărăm magazinele de din magazinarea. Dumneavoastră ați făcut o evaluare ca să o cumpărați. Deci aici sunt interese personale. Și atunci trebuie să facem ceva, ți-am spus. Da, da, de înmagazinare nu noi... Dar nu vreau de un înmagazinare a fost un moft personal, un pic. Dar nu un moft personal, cu Doamne ferește, n-am ce facem cu bazinul și nu mă interesează asta. Și atunci, și tot acum revin și vă spun, chiar dacă mă acuzați că fac campanie cu vă rog să faceți evaluare, să cumpărăm... Dar cu siguranță faceți campanie și vă reamintesc că este domeniul privat, este proprietatea dumneavoastră. Este proprietatea dumneavoastră și nu știu cum vom găsi soluții să achiziționăm noi așa ceva. Este proprietatea dumneavoastră, este domeniul privat, acum nu e domeniul public. Vom vedea, orice măsură reușim. Mai ales ceva de adăugat? Domnul Răzvan. Vreau să subliniez faptul că e foarte bine că se filmează și data trecută când a fost preluarea contractului de distribuire a serviciului apă și canalizare, s-a filmat și acum. Probabil asta este dovada vie că am ajuns în 2018 fără să avem atâta porțiune de infrastructură, ca zic așa, distanță de infrastructură, fără apă și canal, fără gaz și fără stat. Pentru că de fiecare dată când am avut o oportunitate, cu o venit din partea Consiliului Județean, cu o venit din fonduri guvernamentale sau știu eu alte oportunități, n-am știut să le valorificăm. Și tot timpul am căutat ori din, nu știu, culoare politică, ori pentru faptul că nu ne-au convenit anumite chestii, să scoatem la suprafață virgulii care ne-au împiedicat și n-am realizat nimic. Eu cred că, așa cum a zis și domnul Chitic, indiferent de unde vine ajutorul și cum vine, să fim uniți și mă bucur că unii colegi, chiar dacă erau de altă părere, ușor, ușor, ne unim cu toții și cu siguranță ar trebui să luăm cele mai bune decizii. Pentru că nu cred că o să mai fie iar o părtiță după 2020 și cine știe ce vremuri o să mai avem și ce legi și ce fonduri o să mai fie și atunci o să ne uităm că ne spălăm iar la Lichean sau care oamenii căruța cu apa și stăm în amor până la gât. Atât am avut spus, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pleșca. Domnule președinte, doamna secretar, stimați colegi, vreau să vă zic că din punctul meu de vedere, cred că acesta este cel mai important proiect, cel mai important proiect al nostru, al Consiliului Local, în mandatul ăsta. Nu știu dacă o să mai apare o oportunitate prin care să tragem apă și canalizare în Tihan și Sovodol atât de repede și de o asemenea investiție. Vreau să vă rog acum, în calitate de cetățean și consilier local al acestei comune, să votăm proiectul ăsta, să mergem mai departe cu el,
să încercăm să facem tot ce ne stă în putință ca să putem să aducem apă în Drihan și Sorodol, unde oamenii aceiași care au căruțele în 2018 și ca și replică pentru domnul Tărăstanu, a stat 12 ani în primăria asta, nu trebuia să ajunge până în 2018 să tragem apă și canalizare. Au fost tot felul de pârghii și tot felul de proiecte care s-ar fi putut face. Domnule Tărăstanu, chiar sunt curios cum o să votați. Acum vă dau eu. Nu, lăsați-mă să termin. Chiar sunt curios cum o să votați acest proiect și să vedem dacă sunteți de acord ca oameni din Drihan și Sohodol să aibă apă și canalizare, să încerce un să trăiască în condiții civilizate la 7 km de oraș. Vă mulțumesc frumos. Da, mulțumesc. Deci trebuie să vă răspuns. Nu v-am dat cuvânt. Domnul Beruș. Pentru că am voie la două intervenții, mă folosesc de cele ce vă dau la ca să înțeleagă mai bine la ce m-am referit. Spun în felul următor. Am fost primul și singurul consilier local care am cerut în scris doamnei secretar și domnului primar strategia Agenției de Dezvoltare. Deoarece știam că din mult timp Comuna Măgurea era prinsă cu finanțare pentru apă și canalizare. Am fost unul din consilieri care s-a implicat activ în acest proiect și ne-am muncit și am căutat și s-au găsit și au mai apărut până la urmă. Mi-a mai pus și operatorul de apă în cap și m-a sunat și au fost discuții cârchena. Atunci, țin să menționez că s-au muncit din partea consilierilor locali și s-a ajuns în poziția asta. Într-adevăr că s-au făcut o muncă și s-au făcut din partea Consiliului Județean niște, poate să spunem, sau să spunem o favoare, nu e o favoare, dar Consiliul Local a stat la baza acestui proiect și asta trebuie să ne mulțumim. Pentru că nu putem să dăm cu ochii, din Măgureni când mă duc în comun, în sat, și să spun că am avut în mâna stângă sau mâna dreaptă posibilitatea să avem sau să nu avem apă în comuna noastră și să spunem că am fost împotrivă. Am muncit pentru proiectele astea. Într-adevăr, sunt foarte multe semne de întrebare care mai rămân posibile și l-am spus și în intervenția trecută și spun din nou acum. Și vreau să-i spun domnului primar și doamnă secretar să menționeze că atunci când se semnează contractul, să încercăm să avem tariful minim posibil, deoarece apa este din comuna noastră. Domnul Dumnezeu, știți ce urăsc la toate discuțiile astea? Da. Încearcă fiecare să tragă oricât ar dau de, cum să vă spun eu, de membru al Consiliului Local care luptă cu ardoare pentru interesele comune, încearcă totul să tragă un pic spuza de purta lui aceasta. Așa. Despre ce vorbim, domnule? Vorbim de județul Bacău care are tarif unic. Ce crezi tu de atac? Că dacă iese din puțul de la șupă de sau de sus de la trap, va fi alt preț. Deci este adunat de pe județ, domnule. Ce vorbim? Lăsăm cu dracu' campania asta electorală. Dar ce vorbim? Dar cum crezi dumneavoastră cineva ăla să-ți asigură dumneavoastră preț preferențial? Dar de ce nu se poate? Dar nu se poate, nu există așa ceva. E ora din condiții. Este ora din condiții clare. Prețul este așa. O gândi și eu este. Dar importanța cuvenitului acestui moment. Pentru că este un moment unic. Și domnul Citi spunea bine. Domnule, nu ne mai întâlnim. Și răzbarul nu mai întâlnim cu astfel de lucru. Adică nu toată ziua scrie cineva la ușă să-ți spună. Știți, n-ați vrea și voi vreo 6 milioane de euro așa ca să fii dăm? Nu vreau. Nu vreau. Acum, dacă nu ne dă apa pe preț, dacă nu ne dă apa cu 2 lei, nu vreau 6 milioane de euro.
Că vreau cu doile, dar să avem mai sporadic, nici acolo. Sau la ori, eu știu, dimineața și la prăzul pic. Haideți să fim serioși o lucrare de super anvergură. Nu, nu sunt lucruri care în jurul căruia să țiesc așa o aură fiecare în jurul lui, doamne, eu sunt altfel decât ceilalți. Suntem cu toți aici, eu cred că reușita e noastră tuturor, v-ați auzit de mine, spune, doamne, știți că eu am propus? Ați auzit că spune domnul esențiator acum? Nu. Noi toți am făcut lucrul ăsta. Și este un lucru bun. Eu zic că este un lucru bun. Pentru că am dicat majoritatea, așa cum a fost, am dicat de acord și am luat pe decizii. Pentru că este grea. Nu e decizie ușoară. Avem pași grei de parcurs. Și noi suntem acolo și dacă ți-am scapi, știți, în mare, hai să mai punem un asterix aici, mai punem o floricică. Haideți să fim serioși un pic. Vă rog, domnul. Domnul Tlan, haideți. Da? Da, trei intervenții scurt. Eu nu mai știu, vă duc domnul președinte. Ești mic. Ba da. Da, să stau cu două trei mai sunt picior deasupra ei. Domnul Talal, cu intervenție scurtă și mult. Da, da, da. Spuneți. Domnul președinte, stimați colegi, deși noi am fost, eu cu colegii mei, am fost împotriva predarei, modul de predare a decapitării. Pentru că putea să-și facă licitație, să vină alt operator. Deci acolo a fost demagogie, a fost o minciună. Putem, pentru că acum suntem unde suntem acum și pentru că noi, adică majoritatea consilierilor locali au votat predarea apei către CRAB și ca să nu zică careva că noi am împiedicat pe cineva, pe... Ca să nu zică cineva că noi, din cauza noastră, mă curăteți în voie să termină. Ca să nu zică cineva că noi am implicat Comuna Mădura să aibă 6 milioane de euro, eu cu colegiul meu, colegul meu, așa vom vota acest proiect. Vă rog să ne aplaudați. Domnul Rapar. Eu nu aplaud. Domnul Tălar, eu nu aplaud, e normal. Domnul Bordean. Domnul Rapar. E vorba de un proiect care o ajuns să fie pus la dispoziția Consiliului Local. O ajuns să fie pus la dispoziția comunii, la dispoziția cetățenilor comuni. N-am cerut noi primăria sau Consiliul Local să ne bagi în CRAB cineva. Sunt din 12 ani sau din 10 ani când e CRAB-ul ăsta. Știu că am ocolit CRAB. Nu vreau nimeni, sau autorității locale la mine, să intre în CRAB, ca să facem și noi ceva, un lucru, vă spun, doresc să fie ceva bun și trainic făcut în comună. Ne-am bazat pe niște investiții făcute în privat, dar au mulți cetățenii comune de bani, nu știu ce afacere s-au făcut pe aici, treaba mă să mă interesează. Dar și eu. Astăzi, când mă zic local, cât PSD-ul la putere, sunt, nu știu, poate nu vă era alții acolo și-a ne roagă cu banii ăștia. Noi să fim atragi și spune, dar nu putem să vinăm. Sau să fie altă firmă, că când duce cu aia, în crabă ăștia sunt cam bălani. Din unde știți dumneavoastră că crabă nu sunt așa de serioși cum sunt alții? Eu nu înțeleg care sunt reticențele aici, așa, în revita crabă. Nu sunt reticențele. Sau reticențele. Dar poate domnul consilier, domnul consilier. A spus mai devreme că crabul nu e serios, că o să fie vânt apa la preț. Pare că la preț eram... A spus clar că crabul nu o să fie așa de bine, de ce o să facă, că o să ne vândă apa la preț mai mare decât vreme. N-am folosit termenul ăsta, domnul consilier. A spus că doar prețul va fi la 7 lei ca preț în oraș. Așa a zis. Ce înseamnă asta? Crabul e un organism care o să-și bate în loc de cetățenii comunii Mărului. O să ia apa tot din Mărgăra și o să vândă la fără preț. Eu am considerat că dacă apa tot vine de la noi din comună, ar trebui și a doua corect normal să vină. Doar că nu se poate vrea cu toți care nu este spus să dai prin mine în comună. Să ne lămurim clar, că ne-am mai lămurit, eu știu, dar mai spune o dată, dar mai este necesar. Domnul Trestar, operatorul unii. Păi termin greu. Domnul primar, nu înțeleg fostul primar Trestar, e chiar așa nu încep. Deci știi toată Măgura ce s-a întâmplat în mandatele lui. S-a jăfuit zona de Crihan,
prin abonamentul care a făcut acolo cu operatorul, care a fost până acum, și toată lumea e nemulțumită acolo că vine apa în reprize și, și o dată sau două pe zi. Și nu-i de acolo ca să fie ceva cu trebuie făcut cu lucrul cu soarele. Ședința... Eu nu înțeleg ce vrea domnule Sarul ăsta, să rămânem tot așa în preistorie, să rămânem mulți din județul ăsta. Deci, haideți ca să rămânem un aspect simplu. Deci, nu-i complicat deloc. Ești din adic, spui crap. Spui raza, spui altceva, ești din adic. Te-am înțeles. Altă soluție nu există. Deci, ești din adic, ești cu crapul. Vrei să te duci cu altă firmă, ești din adic, prieteni, nu-ți poate altfel. Ori nu uităm cumva că master planul județul Bacău se derulează prin ADIM cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, cu Consiliul Județean la Bacău, cu toți master planul. Deci, dar e gros să batem apa prin teme care nu pot fi realizate. Este singura excepție de la legea achizițiilor care spune e apa și o dai operatorul regional, nu mai niciun fel de problemă. Fără citație, fără nimic. Dacă vrei să-și poți la licitație, o scoți, ești frumos la difiu și vezi treaba. Ești de sine și faci ce vrei tu. Cam așa o văd eu, dacă mi-ați o vedeți. Două probleme, ce da. Stai, mă scuză. Două probleme, să nu cădem... Nu am dat cuvânt de domnul Tarat. Domnul Ciocel a cuvânt. Am și eu scoți și la obiect. Vă rog frumos să faceți un studiu de caz, pentru că... Domnul Chitic mi-a dat o problemă de rezolvat și vreau chiar să o rezolv, că nu să las să rezolvi. Da, o ecuație simplă. Pentru cetățenii care spun că e scump apa sau că va fi scump, pentru că eu nu zic din colegii mei, zic că am auzit în comună că o să plătească 7 lei. Gândiți-vă la oamenii care au investit, nu care au făcut abonament, care au investit 5.000 de euro, 200-300 de milioane de lei vechi, într-o instalație, într-un foraj, în cât timp amortizează și cât ar trebui să coste metru cub consumat în fiecare lună, în câți ani de zile, mai mult decât atât, cât curent trebuie să consumi pe lună să aducă apa la suprafață de la o adâncime de 80-100 de metri. Și să vă mai spun încă o chestie, cunosc cazuri particulare la care mi s-a blocat pompa la fundul cuțului și a rămas cu investiția în plop și fără. La o investiție de 5.000-6.000 de euro. Deci, cu investiția în pământ. Cu investiția în pământ, în propate. Gândiți-vă la chestia asta. Și cu asta am spus eu. Deci, aș mai menționa că am reușit, datorită perseverenței și a insistenților noastre, și a sprijinului de care am avut parte, să trecem din perioada de investiții 2020-2025 în lista de investiții prioritare 2014-2020. Care nu trebuie menționat. Deci asta e munca noastră și până la urmă trebuie să beneficieze cetățenii comunii Măgura care ne-au votat și au trimis. Și cred că, și cu asta am încheiat, cred că se vor rezolva și problemele la persoane care deja au apă în comună, care spun că sunt rerupi și nu există o problemă și o soluție. Eu cred că Consiliul a lucrat destul de mult în privința asta și s-o, acum a venit oportunitatea ca să rezolvi și problemele cu pauzele de apă și în momentul când se ridică temperatura, nu mai există... Da, aș vrea să cum ai zis, nu? Nu, doar să nu știu de două vorbe. Premia este că nu trebuie adus în discuție iarăși prețul. Prețul se știa în momentul în care am delegat apa la creație, se știa de stat. La așa astea vă zic, nu mai era loc de discuție. Acum, să te rând, pe care am făcut acest pas, este clar că investiții oamenii. Pentru oamenii care dau apă și care au creat un rol, și toate investițiile care merg pe modernizarea sistemului actual. Pentru asta am dat. Altfel nu ne împingeam în să... Domnul de la scurt, noi acolo, să pun la... Scurt, doamna secretară, să nu cădem iar în greșeală, dată și scurtă, când am votat, când colegii mei au votat aderarea la CAP, am votat un partid în care erau puterniciți niște domni care nu mai sunt la CRAP. Țineți un pic. Și pe aia ați venit, la altă ședință, ați venit cu rectific, cu corectare. Vine doamna Tăinian în locul lui... Aici vă rog să aveți în vedere, la pagina 17, dacă acești domni sunt... Mai sunt în viață. Da? Da, sunt în viață să fie sănătoși.
Deci, ele sunt oamenii ăștia, la urmă și... Adică să nu ajungem iar votăm un proiect care... Spun imediat. Deci, aceste documente și actul constitutiv este primit la Franța. Nu l-am luat undeva. Nu l-am luat undeva. Un pic. Un pic. Este primit data de 23.08.2018. E actul constitutiv actualizat cu, inclusiv cu, ajutați-mă, cu prelungirea mandatului doamnei Chiper, președinte, până în decembrie. E proastă. Asta e să pus la dispoziție. Dacă e vreo modificare, da. Nu ține de mine. Două observații. Cred că am băgat noi căruța în fața calului. Cred că acest proiect trebuie să fie primul. Dacă dumneavoastră a spus că suntem la adeci obligatoriu. Dar trebuie să fie primul proiect de hotărâri și pe aia predeam acolat. Adică în timp de venea măsunat și pe aia predeam acolat. Și nu e mers. Au fost ceva diferențe specială de aspectul ăsta și unul de prezentul. De o parte spune că vă vom da și cu legea modificărilor, nu ar fi necesar neapărat să fie acționar. În schimb, statutul adic spune că da. Iar doamna Gineagă spune că, domne, este musai, interior necesar să fiți acționat. Da, așa, trebuie așa face. Da. Și trebuie acționat acolo, în acest lucru. Adică, nu sunt sublimați, nu se trebuie să-ți fac. Început cu invers. Nu e o practică curentă nici la noi, nici la alții. Da. Mai ales la noi, că suntem singurii care facem așa ceva astăzi. Toată lumea a cumpărat acțiuni la CRAP începând din 2010 până în 2014. Și mai am o rugăciune care vreau să spun. Domnul Perușca plătește apa integral, nu știe, probabil, el nu se te dați că 7 lei. Sunt unii care pur apă nu plătesc. De asta este integral. Nu e obiectul proiectului de hotărâre, iar adresă și discuții, niște afirmații de astea. Deocamdată trebuie ca să iau cuvântul, pentru că așa era normal și corect, n-am luat. Am luat, deci am zis la urmă, problema cu apa și pentru că era problema cu apa, eu trebuia ca să dau răspunsul pentru că a fost viceprimar. Cerut și-o dat demisia ca un laș pentru că trebuie să se respecte, cel puțin să stea 4 ani de zile, a fost la asta 12 ani. Domnul Traistaru, sunt 13 care se face în votare. Traistaru, împotriva abținere, cum? Cum poate să vedeți votul dumneavoastră? Dar nu știu cum. Dacă am văzut așa, e o dat din gură, nu mai e. Deci, cum am văzut? Vreau să spun o ce am văzut. Deci, am văzut din gură și nu am văzut. Dar să știți ce am spus, nu? Poate mai aveam o intervenție din mare să zic că ce bun ați zis. Deci, nu mai am nicio intervenție în tăcut. Trebuia spus în timpul ședinței, pentru că de asta suntem aici. Nu oprim omul sau nu-l punem să vorbească. Eu am fost președinte de ședință, am fost primat, am dat cuvântul oricând, oricând, asta e așa, nu-i cerut, nu-i așa. Dar nu ne punem că de acum, de acum. Aveam replică, dar dacă nu am dat cum ați dat, am vrut, nu mai dat. Aveți replică, v-ați spus ce aveți spus. Am spus la văd și nu, nu se mai putea vă. Domnul președinte, cum i-ați dat voi, domnului Pleșcă, și-o vorbit așa, înainte de, chiar din matin acest subiect, era elegant și frumos. Domnul vicepremar trebuia să trece. Ce influență avea dacă te deam înainte sau după? Votat pentru sau nu? Nu înțeleg. Mă scuzați. Da, să vă dau proiectul ăsta. Suntem consilieri locali și avem un drept. Avem dreptul democratic de a vota. Știu că trebuie să ne exprimăm dreptul. Nu o să tăcem din gură. Că așa tăcem toți din gură și nu votăm în niciun fel.
Eu aștept un doamna, mă scuzați, chiar dacă dați voi, domnul președinte, doamna secretar are o problemă în familie, m-a rugat cine a rugat toți. Păi, da, nu se limită. Să mai trăiască mai repede. Dar mai întreb o dată, domnul Vesaru, cum ar putea? Am spus că nu mai, am spus, nu vreau ca să votez asta. Nu am zis, vreau ca să votez. Ești pentru șoapțire, n-am mai văzut nicio abținere. Nu, haideți, rectificarea bugetară sunt 27.000 de lei din prim hotărâri de guvern care au fost alocați pentru calamități. Dacă aveți discuții? Dacă sunt discuții și aceste lucruri. Discuțiile mele sunt, dar am văzut de aseară, fii pus la 84 la capitolul care e la drumuri și dacă o vin cu destinația asta, eu sunt de acord. Pentru că, dar nu se vor duce în altă parte decât unde sunt destinații, de vreți să folosim. Îți dați pe mătărâni, nu vreți pe ce? Deci nu se pot folosi în altă parte. Cine este pe mine? Sunt la PSD. Să trebuie la diversă. Aș vrea să vă anunț că se plătește drumul între Vidrăță și Cotoraman, este pe Zica. Până pe data de 10, pe data de 11, o să avea deschiderea de oferte, probabil. Eu sper să fie cândva de mulți interesați. Nu știu ce înțeleg, nu știu de-aia lucrurile. Nu știu ce vorbim. Avem o licitație, drumul între Vii, Coton, Răzășii și Arbaru. L-am spus foarte în integralitate, am luat așa cum am discutat. Așa am luat hotărârea preună aici. Și o face într-un program multianual de 3 ani de zile. Să sperăm că vom avea bani să mișcăm mult mai repede. Nu știu. Eu zic că era important să știți și dumneavoastră. Avem o autorizație. Avem o autorizație de construire la școala Grihanu, la grădinița Curtea Școlii, la conduct strada Muntenilor, la cele 5 stații de autobuz, proaspete toate și o să trecem la execuții de lucrări. Astăzi s-a încheiat și lucrarea la gaz cu îngroparea conductei. În următoarea perioadă, dintre un probic și nu o să facem și vis-a-vis de ceea ce spunea domnul Tristanu cu Vâlcica, nu este corect și am să spun lucrul ăsta, pentru că știm cu toții cum am început lucrarea acolo. Era prins în studiul de fezabilitate pentru obținerea licenței pentru Crihan și pentru Deamul Mare. Și am beneficiat cumva de faptul că am avut documentația la îndemână și nu avea rost să ne mai apucăm din nou să ne facem și o să o mai lungim până la capăt. Putem foarte bine să facem și pe Vâlcele și o să primim în curând avizul de la gaz. Tot cu în același fel, proiectare plus execuții. Nu cred că e o problemă. Asta este foarte bine când ne-a mișcat în timpul. Unicii instituții de conductă sunt îngropați în totul acolo. Și oamenii pot beneficia de gaze. În rest, ce să vă mai spun, a fost și la București pentru licența pe Dealul Mare și pentru Crihan. E un lucru bucurător că s-au simplificat enorm de mult lucrurile. ANR-ul nu mai are atribuțiuni absolut de importante în schemă. Noi putem, dar vor apărea astea, cum ne zice, normele de aplicare după 15 septembrie vor apărea. Și vom putea doar printr-un simplu act adițional, în condițiile în care și Delgado va dori. Să schimba legea, domnule. Să schimba legea, da. Dar ei sunt obligați să cetățenii care de... S-a schimbat legea. S-a schimbat legea, dar atenție. Obligați ca până la 6... Pentru vădători de aplicare. Trebuie să vă și norme de aplicare. Trebuie să vă și norme de aplicare. Când vor apărea... Și nu mai trebuie să plătiesc, trebuie... Nu, au neapărat obligativ. Da, dar noi vorbim de localități, componentele comunii noastre, care nu au licență la momentul ăsta. Deci discutăm doar de zonele unde avem licență, acolo e altceva. Dar vom vedea normele de aplicare. Pentru că discuții sunt multe, dar până nu vom vedea scris de vorbeau cum și ce, nu ne pronunțăm. Important este că pentru extinderea licenței este doar nevoie de act adițional în condiții în care te ajutați dumneavoastră. Dar interesul faceți mesul la Gănașul ca să conectați este să fost sobor. Adică, nu este normal ca un vecin mai sus. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Este adevărat. Eu locuri chiar în partea de la locului. Garantează. Vecinul la 50 de metri. Și mai oameni diverse și pe aia cer, dacă dați voie, că am niște
că trebuie să pregătesc un festival de salon de foc și gânduri, care va împinge 7-9 septembrie. Vă rog, de-a dat la ședință ordinară, viitoare ședință ordinară, să ne puneți execuția... Da, de acord, deja, voastră, nu a fost în concediu. A fost înțelegător, adică... A fost în concediu, mai dați dovadă de înțelegere. Dar tu v-am pune execuția, ați spune, adevăr, că am mult ușor, suntem în septembrie de acum. Am să-i comunic să... Dacă aveți din ea să faci 2009, nu vă așteptam, nu știu la anul. Nu, stați, nu știu, o să facă, o să-și facă, nu vă siguranță. Și pe 15 avem acțiunea de ecologizare a comunei cu... Așa. Cu, dacă îți doriți să vă implicați, să participați, să facem ca acest eveniment să fie un succes, vă aștept. Da, de zi, și cu sfatul și cu implicare direct. Cum? O să devină politic. Nu cred să va deveni politic, eu nu doresc așa ceva. Domnul Raci. Domnul președinte, vă mulțumesc. Da. Dacă, cred că sunt foarte micuți așa, fiera, pentru că nu mă vedeți. Eu vreau să-l întreb, domnule Marșel, estimează că ar putea fi încheiate documentele privind licențele pe Dalmatia. Deci, exact ceea ce v-am spus și înainte. Am spus că pe 15 apar norme. Pe 15 apar norme de aplicare. 15 trebuie să mai faceți. Întrebuiești doar că în ultima dumneavoastră, așa, asta e o estimare. Eu am discutat, și în, lumina, o să spunem, avizului pe care l-am primit de la, Delgaz. Mai exact, lucrările despre care vorbeam noi, prevergătoare, obținerii licenței. Cu toate alea. Alea, da, noi ne-am dat acordul, se pare că va trebui să-l facem, tot pe cheltuiala noastră. Delgaz sau oricare alt operator, dacă va fi altul, da, eu nu cred unii restare să rezolvăm cât mai depinde. Altă operatoră seamănă cu altceva. Da, altă operatoră. Probabil, nu știu, vom vedea. Va trebui să discutăm cu dumneavoastră, să negociem, să vedem exact cum stăm. Simplu, față dinainte, este că acum va trebui doar printr-un act adițional să extindem cu licența pe cele două sate. Nu mai este nevoie de o grămadă de amenzi la ministerul. Nu înțeleg. Deci spuneți cu primar tradițional. Da. Act tradițional făcut de cine? De primăria Măgura. De primăria Măgura tradițional? Da. La contract. Este un contract. Este un contract cu oricine. De licență. Pe care l-are Delgazul de operare pe cele două sate. Așa. Noi am optat pentru extinderea licenței. Cum era și fereți. Pe celelalte două sate. Extinderea se poate face mai simplu acum, ca înainte, pentru un act adițional încheiat. Nu cu Delgaz. Cu Delgaz. Deci nu mai trebuie să nu mai trebuie să nu stă doar la viza. Mereu o gândești și spui, da, Delgaz îndeplinește condiții. Adică e mai trebuie să nu mai trebuie să faci orice. Dar nu mai vine și spune 1 milion de condiții. Domnule, trebuie să faci așa, trebuie să mai faci. Nu, îi spui, da. Dacă Delgaz. Deci nu mai există licitația, deci nu are licitația. Dar mai vreți să ne-ați spus, e posibil să apară alt operator. Piața liberă, eu zic că păi și cu cine o semnăm noi apreționat pentru residența de cine păi care... nu, dacă de-al cazul, de-al cazul poate spune, domnule, eu sunt de acord, nu mă mai interesează. Deci nu-i cred, eu nu cred că pot din distribuția în zonă, trebuie să fie o treabă apărată. Dacă dumneavoastră nu o să de acord. Dacă nu-i preocupă. Dacă o să-i consum, o să consideră. Pentru că astea sunt discuții care... E vorba de rentabilitate. Dacă o să consideră într-un final că e rentabil, o să existe licență. Ei le-au și comunicat, de fapt. Dar nu-i interesează și că... Așa, uitați să vă spun despre mult disputata, o să discutata extindere de rețea de curent electrică Metal Bank. Luni am fost la deschiderea, nu la deschiderea, la a doua parte a licitației, partea tehnică. Au venit pe care și-au depus oferta. Cred că în decursul săptămânii viitoare avem și executat. Dar acolo niște semnături care se adună împotriva. Nu, e problemă. Este opțiunea dumnealor. Dumneavoastră v-ați asumat, noi împreună ne-am asumat prin aprobarea listei de investiții. Ne-am asumat și investiția care este acolo. Metal Bank. Nu e ceva ascuns, nu e nimic cunoscut. Îți spuneți-o, poate să zici vă, în prima, că nu e datoria domnului Grau să votăm în listă aceasta. Listă extinderea rețelei, dar nu, cred că v-am mai spus eu aminte, că am deschis-o. E vorba de listă de semnături,
pun o inițiativă. Da, ești prezentator și avem o adresă. O inițiativă cetățenească care te trebuie să dezbate, să o aduci la conștiință, poți să-i luăm. Exact. Uite, adică chiar vreau să faci un plus. Da. Avem o inițiativă cetățenească. La domnul Domnul Păzdanu și-o cu o specială, care se pentru renunțarea la investiția despre care vorbeam mai devreme, extinderea rețelei de curentare. Da, domnule, da, și argumente cu ce veniți? Așa argumente, nu știu, sincer. Acum eu vreau să discuți la voastră. Acum eu vreau să discuți la voastră. Păi, nu se renunțe la... Vorbim de demersuri pe care le facem dreptul de 2 ani de zile. Vis-a-vis de aspectul ăsta de extinderea rețelei de curent electric în zona metalbacă. Am început, dacă țineți minte, cu introducerea drumurilor în domeniul public, cu o serie întreagă de alte lucruri prevergătoare, ca să ajungem aici. Și acum, dintre zic, noi nu mai vrem de fapt curent acolo. Dar de ce nu vrem curent acolo? Poate pe domnul Păslavă sau alți colocatari interesează asfaltul. Deci, dar să știu care se interesează. Deci, senatorul sunt în spate acestei... Cred că 90. 90 senatori. Cred că 90 senatori. E un grup de oameni destul de mare. Da. Cuvântul și solicitarea lor să nu fie luat în râs, domnule primar. Dar eu vreau să ce vrei, domnul Grăcean, să ne impună regulile. Dacă avem o hotărâre de Consiliu, dar noi invitam să vin la seama bună. Să nu facem mai aia. Pentru ei, mă apare lor că sunt unul din multe. Vreau voastră, dați-mi un răspuns și spuneți-o de acest. Deci haideți să vă dau și citirii, da? Haideți să vă dau citirii. Deci cele privind informații, realizarea investiției s-a Măgura, zona Metalbac, comuna Măgura, domnilor consilieri, subsemnații locuitori sau proprietari de locuințe, comuna Măgura, județul Bacău. Prin prezenta vă analizăm cererea noastră privind înlocuirea investiției înființării unui punct de transformare energie electrică în zona Metalbac, întrucât această investiție nu este cerută de actuale locuitori ai zonei și nici oportună în acest moment cu demararea actelor și procedurilor necesare asfaltării străzii drumul bisericii, cel puțin până în dreptul proprietății domnului Claudiu Cumbrărescu. Da. Probleme legate de eventuale nefuncționalități legate de furnizarea serviciilor de energie electrică, cad în sarcina EON, cu care avem contract, și nu în sarcina primăriei, totodată dezvoltarea zonei de case, în detrimentul asigurării investițiilor strict necesare cetățenilor comunei, considerăm că nu este normal și nu reprezintă voința noastră. Subsemnații de mai jos, solicităm Consiliul Local Măgura punerea pe ordinea de zi, în prima ședință, acestei propuneri, întrucât corespunde și urmărește dorințele locuitorilor actuale ai zonei, așa, atribuțiile Consiliului Local, într-o paranteză aici, conform de 215 din 23 aprilie 2001, administrație publică locală, articolul 36, cu unul, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date de lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. La urmare, vă solicităm să transmiteți cât mai curând posibil informațiile necesare privind realizarea acestei investiții. Conform articolului 8 și 9 din OG27/2002, autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarul în termen de 30 zile de la data registrării petiției răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul prevăzut cu cel mult 15 zile. Dorim de asemenea să fim informați pe adresa strada asfaltului numărul 16, Sat Măgura, județul Bacău, despre soluțiile, măsurile și acțiunile luate în acest sens ca răspuns la prezenta cerere. Atașată prezentă este lista de semnături a solicitațiilor. Și este o listă de 90 de persoane, probabil de acolo. Acum, dumneavoastră au și dreptatea mea, cum pot să zic, că este nevoie de asfalt, sunt toate utilizățile. Dar nu trebuie să uităm că am promis, practic, cu toții, cum vom face toate demersurile posibile, ca cei din Metalbac, din zona, domnul Berușu, lăsați-vă, din zona strada atelierului, strada poligonului, cred că mai e strada forilor, vor avea curent electric. Adică demersurile le face domnul Berușu, nu era scos de în perioada aia, le facem de mai bine 2 ani de zile. Din 2015 facem lucrul ăsta.
și am făcut toate demersurile, am introdus numele domeniul public și nu le aveam. Dumneavoastră știți că acolo este și o solicitare către președintele României. Avem înscris direct la președintele României, prin care ne solicită să luăm spații pe solicitare. Solicitarea asta care aveți dumneavoastră în mână și asta a ajuns la președintele României. Și acum... Este posibil să ajungă la domnul președinte. Ideea e felul următor. Aceste două transformatoare de care vorbiți dumneavoastră, ne-am găsit când am făcut bugetul anul ăsta, eu de când sunt consilier local, n-am auzit de ele, când ne-a spus prima să bugetul anul ăsta. Și când ne-a spus prima să bugetul anul ăsta, a spus 250.000 de lei pentru fondul de transformare. Dar cred că a fost și în lista de investiții de anul trecut, dacă nu a fost. Vă garantez că nu a fost. Vă spun sigur că nu a fost. Nu vă contează, dar ideea e felul următor. Este o inițiativă care nu trebuie luată. Există vreo altă zonă din comună. Asta se strângă 90 ceva de semnături pentru o problemă pe care o zonă este. Eu nu vreau să știu. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu este adevărat. Eu nu iau în derădere, dar mai mult de atât am dat citirii, solicitări dumneavoastră în fața dumneavoastră aici. Și dar să ne-am modificat la o secretară, să ne-am la fiecare, ca să citească fiecare. Nu e o problemă, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că banii pe care dăm pe ieșirea rețelii și cred că dumneavoastră este un pic industrial. Nu vorbim doar de un transformator. Vorbim de rețele. Deci vorbim de transformator. Dacă am răspuns concret și civilizat. Dar civilizat l-aș putea cu microfonul. Le-am stat cu cunoștință o tăia consiliu local o dată cu privire la transformatori, care a respectat planul de dezvoltare a comunii. Ca să înțeleagă oameni despre ce e vorba. Vă rog, eu mă președ. Da. Dacă toți sunt solicite, și sunt 90 de solicitare. Orice consilier din care se întreb aici și au dreptul să inițieze de hotărâre. Dacă un consilier anul sau primarul însuși consideră că ceea ce e prins în lista de investiții, ceea ce e hotărât de atâta timp, nu mai trebuie făcut și nu mai trebuie realizat, să facă o hotărâre pe care să vedem cum contează consilierii, schimbarea hotărârii sau versiunea. Dacă spun că sunt cetățenii acolo care nu au, ce trebuie să aibă și aia pe lumină? Adică să aibă și ei până, nu? Eu știu că... Deci, de început au venit în sala de ședință, erau prezenți, erau prezenți. Hai să luăm tot timpul un pic. Să învățăm să fim totuși uniți, pentru că deciziile le-am luat împreună. Și dacă țineți dumneavoastră minte, am luat decizia împreună de a pune Ionul la dispoziție studiul de fezabilitate, care era făcut oricum de ei, pentru a demara lucrările de achiziție, a demara licitația. Despre ce vorbim? Nu sunt lucrurile care... Vorbim aia să vorbim de un an de zile, vreți vorbești de roșiață. Dar de exemplu, pot veni și investitori, presupuneți zona. Exact. Avem o zonă în care vorba de imparitatea și de problemă și am plecat, dacă vreau să vă spun că în Deamare a fost o problemă de 2 săptămâni cu apa. Nu știu dacă știți de ce e vorba și cum se poate justifica. Toată lumea ne-a mulțumit acolo. Cam ce se poate, cum putem face, să pe întâmpinăm, eu știu, perioadele astea, mai sunt perioadele astea. Sunt, într-adevăr, am discutat și cu băiatul ăsta, vom vedea în următoare perioadă ce decizie. Ai fost la oameni, ne-am luat trebuie să oameni. I-am solicitat să fac un program. Acum la presiune. Eu cred că nu este sincer. Este de mersul dumneavoastră. Domnul este văzut la presiunea spre acesta. Haide să facem așa. Haide să mai facem un exercițiu așa de... Haideți că vin acum 200 de oameni și pentru noi nu mai facem asfaltare. Nu mă gândim de oameni. Când pe mine te fie, au pus venit prin harul. Știu, doar eu vreau apă și canalul face asfaltare. Eu am vorbit, pentru că dumneavoastră n-am dus esens așa, am adus cuvântul. Foarte bine, eu consider că 20 ceva de oameni, nu cred că sunt nebuni. Oamenii au și mai bun. Dar ce putem face? Nu se vorbim.
Printre ei mulți și multe, dar ăla omul ăla pe care e și nu știu cum o tăi la mine. Credeți-mă și nu ai de să te treacă decât jumătate de poate cu ideea pe care să ce e un... Nu e un argument. Dar e corect. Nu e un argument. Dar e corect. El practic e corect. Cine a făcut solicitare pentru investiție? Asta e întrebarea. Asta e vei cu acolo omului. Vei cu acolo. S-a ținut ședința aici, n-am ei loc ședeștii. Deci ei sunt pozitivi ca și cu ei problemă. Deci ei sunt pozitivi ca și cu ei problemă. Nu sunt moșii corect să faci un om vine bun. Doar corect. Mai ales la masă. Deci ce corect? Nu-i corect. Așa, întrebări, nu știu nici. Băi, am și eu, dar eu sunt băi. Hai să nu mai înțelegi, băi, sunt băi, gata. Și neapărat să vă sesizez dumneavoastră, nu vă poate seziza pe mine, sau ce ai probleme? Nu, 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 nu înțelegi greșit. Zic că din zonă nu a venit nimeni să facă nicio reclamație. Nu, 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 vă zic eu. E foarte bine. E foarte bine că mi-a spus. Sesizarea, uite, e făcută, cred că este înregistrată. Dacă mă uit după data autorizației semnată, chiar că dumneavoastră, în 26 august. Da. Acum 2 ani. Mergeți să vedeți pe ce-i vorba acolo. Bucur, dar am verificat că s-a verificat. Trebuie verificat, domnul primar, dacă e 26 august 2016, e expirat. Și dacă o șefe lungit. Și o prelungit. Domnul Rău, mai aveți ceva la divers? Nu, mulțumesc. Domnul Tărăș. Dacă mai sunt aspecte din semnala ta, ascult, nu-i problemă. E bine, asta o să vă răcite asupra. Domnul Berus, că mai am un problem. Nu trebuie să fiu acuzat, domnul președinte, dar am prea multe puncte discutat la diverse. Acum, mințuiesc în felul următor. În ședință avem un regulament care trebuie să-l respectăm. Și în timpul unui proiect de hotărâre, nu putem să discutăm decât pe marginea proiectului de hotărâre. Acum, din loc, ne notăm anumite chestii care discutăm la diverse. Dacă jumătate din proiect s-au plictisit și au plecat, este problema lor. Este datoria mea să aduc niște probleme să le discut cu toate. Cu alții de proiect mei. Da, chiar așa. De ce au plecat colegii? Nu înțeleg. Așa e. Păi, dar ori, la ședință, e mai bun și bani pentru ședința. Domnul Radu. Sau au probleme. Domnul Mici a plecat în Amanu. Bun. Hai la lui. Ce problemă? Cine este cel mai posibil? Domnul Prestaru, ce problemă aveți că are de plecat? El pleacă cu așa. Păi da, ți-o zic ceva, s-o ținut și noi, domnul. Păi exact. Domnul Prestaru de la Grisia. Păi să ducem, domnul Mici Grisia. Păi cine problemă? Păi să cine face problemă? Hai, 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 hai. Hai, domnul Beruș. Hai, Beruș. Vreau să întreb pe domnul primar și domnul Ticu o dedicat problema cu transportul în comun. Acum câteva zile am surprins, era că pe ce se întâmplă un accident. Avem o spație de autobuz. O autobuz oprește exact în intersecție aici la Petrică Ciorcelă. Nu avea stație de autobuz. Ei, au ce oprește? Nu mai oprească acolo. Oprește în intersecție acolo, el stă, o mașină vine despre primărie, l-a depășit. În același moment vine o mașină din Crina, s-a oprit la 50 metri de celălalt. Să respecte, să meargă cu mai cu viteză mai mică cu omul meu. Deci, dacă să mai meargă cu viteză, să vezi să stai cu viteză, să vezi să stai în spatele autobuzului frumos.
Așa stă omul civilizat. Dacă s-a oprit autobuzul, stai 5 minute. 5 minute, mă, Doamne ferește. Multe luni s-a oprit într-un loc neautorizat. Ai adevărat ce spuneți dumneavoastră? Dar mai erau niște discuții, domnule, că stațiile n-ar fi pozate unde trebuie. Dacă ai venit continuu și este stația acolo, stai în stația. Bun. Asta nu știu, stația e facultate de când e satul. Da, acolo. Da, asta vreau. E la Mișo. Vreau să vă întreb în ce stadiu ne aflăm proiectul pentru sala de sport care s-a, care s-a depus pe programul operațional de general AXA 10.1. Este depus. Este depus în grafic, ce punct așa am tenit? 61,5 puncte, cred. Care e eligibil. Bun. Da. Punctul 3. Îmi puteți spune, vă rog, dar cred că ați discutat și dumneavoastră stațiile de autobuz când vor fi montate? Săptămâna asta am fost, nu l-am privat Cărașul, am o organizație de construire. E un pic mai atipic, să știi, față de asta ne-am și muncit atât, față de drumul nostru principal. De la drumul județenii am făcut și contractul dumneavoastră pentru suprafața de teren pe care o ocupă stația. Asta e procedura așa face. Doar că astea necesită ceva timp, nu am așteptat să muncim atât. Dar avem o autorizație de construire, nu mai avem niciun fel de probleme. Vreau să vă întreb dacă la nivelul Comunii Băgura, vânurile de angajații primăriei primesc sporuri pentru implementare de fonduri europene. Dintre angajați? Da. Sau poate, nu știu, dumneavoastră, domnul vice primar, e cineva care primește fonduri pentru implementare de fonduri europene? Sporuri. Avem comisii micro-comisii, deocamdată nu primește niciun dintre ei. Dintre angajații. Nu am o întrebare. Bun. Și vreau să vă întreb dacă situația cu documentația cu rețeaua de gaz Crehan și dealul Marii asta ați făcut-o. Acum, cred că mai bine de 6 ori de zile am solicitat un raport al Serviciului de Gospodărire Comunală. O să vă rog cu dumneavoastră să notați, doamna secretar nu este. Ideea este că am discutat și la ședința trecută. Da. Să vedem dacă colegii, domnii de la Serviciul de Gospodărire Comunală au o încărcare, mai e nevoie de personal. Atunci, din raportul respectiv, ne dăm seama foarte bine cum stau lucrurile la Serviciul de Gospodărire Comunală. Pentru că, sincer, fiecare m-a ajutat de care avem serviciu și nu avem timp să urmărim din comun să ne dăm seama cât activitate s-a avut. Încărcare au multe. Acum avem școli, avem și la școli, avem de stații cu ei. Deci încărcare. Ați mai luat în calcul angajarea unei persoane în locul celui care și-a dat demisia? Nu, deocamdată. Nu, vedem cum facem, poate ne reorganizăm. Am înțeles că și unul din pasnici și-a dat demisia, nu? Unul din pasnici, Vasile, înțelegi? Luați în calcul să angajați pe cineva sau cred că nu merge? Probabil ne reorganizăm. Am înțeles. Bun. Vreau să vă mai întreb un aspect. Da. Acum două ședințe, i-am solicitat domnului viceprimar un raport cu privire la situația celor 2000 de metri cubi de piatră, da, ce ne-am primit de la prefectură, dacă nu știu, nu? Știți cumva dacă ai făcut acest raport cu situația? Deci hai să ne înțelegi un pic. Am primit 2000 de metri cubi la solicitarea noastră. Ne-au fost alocați 2000 de metri cubi la prefectură, dar pe care am transportat de cheltuială noastră. Asta știu, nu? Știu că au fost câteva zeci de mii de lei da, transportul și toate astea. Eu mă refer da, la unde au fost utilizat pietrișul respectiv, zonele. O parte l-am împrășteat atunci și știți bine, l-am pus de pe când l-am adus, era vremea încă bună și l-am folosit. Iar o parte l-am depozitat acolo. Am folosit mult din el și acum, în perioada cât am avut situația asta, sincer, m-a prins bine. Dar domnul Vici, siguranța are exact situația la zi și vă face o informare vis-a-vis de material și de oare, de manopere, de tot ce. Și ultima întrebare, vreau să mă gândeam să vă adresez, să nu vă adresez, dar totuși, până la urmă, vă adresez. Ziua Comunii, cheltuielile au fost în grafic, ați depășit bugetul sau n-a fost la zona? Nu. Am înțeles. O să vă adresez o întrebare sau o întrebare așa toți în ziua comună. O întrebare anexă. O masă de protocol, aia a fost oficială sau cum a fost protocolul care s-a asigurat la Club Arena? O masă. A fost o masă.
fost suportată de către Consiliul Local din buget sau separat? Nu, de altfel nici nu sunt bine dispus, nu sunt acceptat de... Au fost corect este, ca să vă întreb, da. Ca să nu iasă discuții, să spună lumea că s-au folosit bani din buget, din bugetul nu mai bine să întrebăm. Păcat că nu ați venit. Da, nu ce așa, așa, ai reprezentate, dar lumea totuși, e neîncrezătoare. Păcat că nu ați venit. Domnul primar, domnul primar, vă dau, vă spun sincer că nu m-ați invitat. Nu poți spune așa ceva. Ei, eu vă spun așa. Așa toată lumea. Nu m-ați invitat. Hai, ești pe mine, dar vreau să fiu pe mine. Da, pe vot. Îmi pare sincerul, dacă... Dar nu cred să fiți scăpat de asta, de așa față. Hai, vă zicea. Trebuie să vă mulțumesc, de ce vreau să vă mulțumesc. Am făiat, eu vă mulțumesc că v-ați să vă și doi, domnul Tărțel. Dar mai stai și la cum urmă. Stau, nu trebuie. Vreau să-i dau voi, în tot la chiar despre ședința asta. Da. Două întrebări punctuale, domnul primar, scurte și punctuale. Domnul primar, vă rog frumos să-mi spuneți dacă știți cumva data la care îți face licenția lucrării la Sodor. Nu pot să vă spun. Asta de timp de firmă, la răzbără. Am înțeles. Sine de Gheorgast, ei fac niște... niște... Da, mi-aș dori... Vă să spun de ce, pentru că mi-aș dori să fiu acasă, să nu fiu plecat în concediu, în momentul recepției, pentru că drumul a suferit niște modificări destul de importante în urma săpăturilor și... Dacă nu faceți la voastră, doriți să faceți parte din comisii ca invitați, pentru că altfel nu se poate. Eu, ca primar, nu pot să dispun. Da, chiar mi-aș dori să... Ca invitați, eu nu am o problemă. Puteți să veniți să faceți. Să ne permiteți, nu știu, sau să ne spuneți verbal, sau să ne permiteți. Domnul Cercel, să ne permiteți la infrastructură, adică să ne facă... Da, da, da. Interesează recepția lucrării, în momentul când s-a făcut, dacă drumul a fost adus la stare inițială, pentru că în momentul de față, mă spun, dacă ajutați o privire pe mașina mea, de, da, 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 e un dezastru și trebuie neapărat rezolvat. Sigurat o să mai, cedez și asta, nu poate. Nu-i bro, știu, eu sunt conștient de treaba asta, dar măcar în momentul de față, când am lucrarea să fie... Deci au trecut la curățenii, în urmă, la urmă, de făcut fac treabă bună, o și respectat. Pentru că și cetățenii din zonă pun întrebări și la noi, la noi, la rândul nostru, trebuie să știm și să dăm un răspuns în baza celor studiuri. Poți să o întrebări de una? Nu, am spus și cealaltă. Deci, îți ia și... Da, aici. Nu, aici, dar părere și Dumnezeu. Dacă 21 septembrie, cu data aveți pentru protestul care vor să-l bagă cetățenii din Ambeț, îl bag în curtea primării. Nu, n-am dat aviz. Autorizații, mă. Autorizații și vă spun și de ce. Pentru un astfel de aviz este nevoie de o comisie formată din un membru de la poliție, de la noi, de la jandarmerie. E un pic complicat așa, i-am și comunicat lumea lui. Că domnului Păzlau, cum a găsit felicitarea, că nu putem realiza favorabil deocamdată, deci nu este. Dar mi se pare totul bizar. Ce tot mai... Nu trebuie să o ceară în curtea primăriei, că poate să leargă o șură. Deci în 21, nu, îți dorești să protesteze. Nu contează de data. Dumnealui spunea în solicitare că dorește urgentarea asfaltării drumurilor din comun. Iar că avem pe SICAP la licitație 5,5 km de asfaltare. Vrea pe drumul dânsului. Eu cred că vrea drumul dânsului și nu aș vrea să facă parte drumul ăsta. Eu cum vă cunoașteți, cum vă cunoaște și eu, nu cred că cineva e părtul răspunde, doar nu-i fac un păstar acolo. Trebuie luat în ordine. Nici o dată, nu. Așa e ceva, nu există. Doar că acolo am 85 de suprafonări. Eu nu le văd rezolvate pe alea. Mă chinui pe alea zici cum reușesc. Știam că nu știu. E foarte greu, este foarte greu, fac asta, e greu. Ori renunțăm la, dar... Haideți să vorbim așa un pic. Domnul Păzaro vede drumul numai până la Urnăresc. Dar de ce? Și interesul. Păi dar de ce trebuie să fie atât de individuale? Să-ți vezi numai problema ta. Dar locuitorii din Bușvi. Dar nu erau și ei dreptul la acces. Dar nu vrea și dreptul de alumare. Dar problema e... Nu poate să o vezi numai în interesul și-o scopul tău. Eu cred că acolo sunt Bușvi. Iar problema e foarte mare și a fi bine. Dar nici n-aș vrut pe drumul ăla până la Obrănescu și le-a dus la zis de asta. Domnul primar. Da. V-am mai spus și ce a trecut așa pe am avut acțiunea aia cu casa Răcheilor, în Mărbura. Da.
pus cineva. Așa, așa, așa. Eu v-am propus la momentul respectiv ca să facem un efort. Noi, administrația locală, Consiliul Local, să facem un contract, din ce mă stac cu medicul veterinar de pământ, ca un număr de câini și pisici anual să fie castrate cu banii Consiliului Local sau primării. Dar nu există contract acum cu doamna doctor? Și cine dorește să meargă vreau spețelul să-l castreze, gratis. Și-o da silința să facă aceea cu câinii bagapoți, ce s-o mai chinuie? Ce s-o mai chinuie? Dar colegii care au intervenții. Nu reușea să-i prindă. După intervenția. Nu reușea să-i prindă. Domnul încercat, au făcut. Lasă-mă să termin acolo. Eu vorbeam de câinii bagapoți. Dar eu sunt de acord. Urmează o rectificare și eu sper să primim ceva bani. Măcar o participă din ei, să-i alocăm acolo, că nu cred eu că o să consume asumei solidarii. Nu. Dar să punem o parte. Dacă va consuma, că prin iarna, a fost la tine, nu o problemă noi. Asta se întâmplă de vreo 4-5 ani. A mai pus bani. Domnul primul, haideți cu barca să facem un contract cu doamna pentru un an de zile. Nu numai pentru când facem noi rectificarea de buget sau când facem buget. Hai să facem un contract, un an de zi pentru anul care vine, să-i alocăm o sumă la doamna doctor, ca în anul care vine, oricare cetățean al comunei noastre, care are cățel, să ducă să-l castreze gratis din banii noștri, pentru că câinii vagabonzi din comuna noastră, tot din curțile cetățenilor apar, marea majoritate, mai sunt aduși, știm toți, dar o parte mare din câinii care merg nebun, vagabondează pe străzile comune, sunt asta a avut un efect pozitiv. Deci vă spun eu, lumea n-a știut că e vorba de căselul din curte. Dacă îi spuneți, anunțăm, facem un anunț și spunem clar că doar e vorba de căselul din curte. Dacă vrei să mergi să-l castrezi, e gratis. Mergi la dispensarul veterinar, să-l faci gratis. O să spun eu că o să fie destui oameni care să... Pentru că când s-a sfârșit acțiunea respectivă, mulți am auzit că nu au știut că ar prea și dă și să mai preconizea un alt bani. Dar de ce să spun la bine ONG-urile, când avem medic veterinar în comună care face chestii în genul ăsta, și putem să-i plătim noi la ONG-urile? E gratis. Adică ei au venit gratis. Și dacă e gratis și la medicul veterinar? Dar nu e gratis. Îi dăm noi bani, domnule, dar pe noi interesează, nu mai avem câini pe străzi. Eu sunt de acord. Nu prin ONG-ul respectiv. Eu am venit când are chef și nu poate. Dar noi ar trebui să facem asta fără să așteptăm să fim ONG-ul. Domnul Rabin, aici. Și vă dau ca temă la doamna secretar. Să vadă ce situații similare, să vadă cum se trebuie cu legislația și cum se poate face un post. Dacă este legal, se poate cu dragă. Vă zonare și doamna doctor. E bun ca inițiativă, ca inițiativă. Dacă nu vrea la doamna doctor, că vrea la mine veterinar. Eu sunt de acord că trebuie să facem ceva cu câinii din pământ. De toată lumea. Am la mine acolo, vă spun sincer, câinii ăla au fost adus. Dar au fost în curtea unui om, părăsc că nu au fost adus la mine acolo. Dacă ăla îl castra, cât era ăla, era casă. Nu mai ajunge acum să-mi facă mie cățala care stă sub pod la vecinul și opti câini, știi? Dacă ce vreau să poate. La toamnă când crezi că aia nu mai poate. Eu sunt de acord. Mai ales că în felul ăsta dăm o gură de oxigen sub doamnă doctor, care nu stă pe lozi nici acum. Azi nu un medic de la țara acum. Mai buzura. Păi și nu-i mai bine, că și nu mai face un ban acum. De acord. Nu-i mai sănătos și mai putând să aștept pentru lui. Eu știu este de colaborare. Colaborare este o oasă, zic. Vedea cum stă din punct de vedere legal și la vigoare. Care nu se poate. Sunt mulți care să resursul să-i facă și vaccinul ăla. Era să-i facă. Mai scrie și eu pe Facebook. Mai scrie și eu pe Facebook. Eu spun că am avut 20 de inși care mi-au spus. Domnul Rău, sunt care... Mulțumesc, dar revedere. Mulțumesc. Vă cum face, bă, ce-a făcut.